Noi versus alții. Disciplina, consiliere și dezvoltare personală la clasa a șasea. Această resursă vine în completarea resursei intitulate despre stereotipuri și prejudecăți. Ce lume frumoasă ar fi dacă în loc de noi și alții am spune împreună. Rita, elev în clasa șasea, este de etnie romă și se află în plasament la o familie deoarece ea a fost abandonată la naștere. Rita s-a mutat de curând în localitate și a fost înscrisă la școală. Colegii au primit-o bine, dar cineva știind povestea ei a făcut-o cunoscută tuturor încă din prima pauză. Astfel, Rita a rămas singură în curte. Cum crezi că s-a simțit Rita? Cum te-ai fi simțit tu să fii în situația Ritei? Ce comportament au avut colegii față de Rita? De neacceptare, izolare, excludere, marginalizare. Comportamentul colegilor față de Rita se numește discriminare. Acest comportament apare din cauza stereotipurilor și prejudecăților. Stereotipurile sunt idei fixe, greu de înlăturat, despre persoane sau grupuri de persoane. De exemplu, Rita este de etnie romă și nu are părinți. Unii dintre noi colegi s-au gândit probabil că Rita nu învață bine sau că va lipsi mult de la școală. Acesta este un stereotip care pornește de la o imagine generală despre elevii de etnie romă. Pe Rita nici măcar nu o cunosc, nu știu ce calități are sau ce poate ea să facă. Prejudecata ne influențează felul în care simțim. Unii vor spune, nu îmi place să mă joc cu ea deoarece este de etnie romă, iar elevii de etnie romă nu învață bine. Colegii Ritei au făcut presupuneri eronate la adresa acesteia din cauza prejudecăților pe care le aveau față de etnia romă și față de copii abandonați care cresc în alte familii decât cea naturală. Cu alte cuvinte, nu i-au dat nicio șansă. Ce puteau ei să facă? Ce ai face tu într-o situație asemănătoare? Așadar, discriminarea se referă la orice comportament de excludere, izolare, neacceptare pe care cineva îl aplică asupra unei persoane sau grup de persoane pe baza unor criterii precum genul, adică diferența dintre fete și băieți, etnia, adică limba vorbită și tradițiile comune, rasa, referire la culoarea pielii, o formă de dizabilitate sau handicap, apartenența la o categorie defavorizată, de exemplu, copii orfani, copii săraci. Acum ai parte de o provocare. Imaginează-ți că urmează să mergi într-o tabără de vară. Tabăra se adresează elevilor între 12 și 18 ani. Acolo nu cunoști pe nimeni. Primește o listă cu 10 persoane despre care nu știi nimic decât ceea ce este scris în dreptul fiecăreia și trebuie să alegi doar 3 dintre aceste persoane cu care ai prefera să fii cazat în cameră. Iată lista. Imigrant sirian, clasa a 8-a. Elev cu dizabilitate de auz, clasa a 7-a. Elev de etnie romă, clasa a 6-a. Elev în scaun cu rotile, clasa a 11-a. Elev cu părinți divorțați, clasa a 7-a. Elev cu tatuaje și piercing, clasa a 10-a. Elev venit din China, clasa a 9-a. Elev supraponderal, 90 kg, clasa a 6-a. Elev orfan de un părinte, clasa a 7-a. Elev cu părinții la muncă în străinătate, clasa a 10-a. Care a fost motivul pentru care ai ales cele 3 persoane și nu altele? Care a fost motivul pentru care nu ai ales celelalte 7 persoane? Ce putem face? Să avem mai multă răbdare cu persoanele pe care nu le cunoaștem foarte bine.
Să fim empatici, adică să ne punem în situația sau în papucii acelor persoane. Să nu tragem concluzii grăbite. Să ascultăm ceea ce au de spus ceilalți. Comportamentul de discriminare poate duce la instalarea unor emoții negative și la stres, poate afecta starea de bine a altor persoane, așa că este necesar să fim atenți la modul în care ne comportăm cu cei diferiți de noi. Așadar, să învățăm să acceptăm diversitatea. Până săptămâna viitoare, realizează un poster care să conțină cel puțin un mesaj care să promoveze respectul între oameni, să conțină imagini sau desene sugestive realizate de tine, vino cu posterul la școală și împreună cu colegii organizați o expoziție de postere într-un loc vizibil din școală. Și ține minte, suntem diferiți, dar nu inferiori.